Bine. Stau aici încadrat între doi domni. Aș vrea să vă spun în primul rând bun găsit la noi acasă, la Biblioteca Metropolitană București. Ne aflăm într-un spațiu puțin atipic pentru o expoziție de pictură, însă consider că acest edificiu minunat care găzduiește sediul central al Bibliotecii Metropolitane București se potrivește perfect cu lucrările clasice ale domnului Vitalie Putescu. Expoziția se numește Emoție și culoare. Și eu cred că este o denumire foarte bine aleasă, pentru că mie, cel puțin personal, tablourile domniei sale asta îmi transmit, emoție. Au o energie aparte. Și prin ochii dumnealui, eu am reușit să văd și altfel locurile pe care le-am vizitat. Mă refer aici la Balcii, la Veneție, la o Veneție, de fapt, mai multe Veneții pe care le-a expus, dar este un tablou care mie, personal, mi-a atras atenția foarte mult, vâlceancă fiind. Este vorba de o altă perspectivă a mănăstirii Cozia. Este o pictură realizată de pe celălalt mal al Oltului, nu așa cum ne-am aștepta privită din față mănăstirea, ci de undeva din spatele ei. Îi mulțumim foarte mult domnului Vitalie Putescu că a ales acest spațiu al Bibliotecii Metropolitane București, deși noi mai avem un spațiu care găzduiește în fiecare lună o altă expoziție, spațiul Artotecii Bibliotecii Metropolitane București din zona Obor. Foarte multă lume își dorește, foarte mulți artiști și-au dorit acest spațiu al Bibliotecii Metropolitane București, sediu central al Bibliotecii Metropolitane București, poate și pentru faptul că degajă o energie aparte, pentru că este o clădire care are foarte multă istorie în spate și ne imprimă, sufletește acest lucru. Lucrările domniei sale nu fac decât să vibreze și să ne bucure sufletul. Eu îi mulțumesc încă o dată pentru faptul că a ales să fie alături de noi și am dorit și cu altă ocazie să ne fie alături, mai ales că am observat cu mare bucurie că artistul Vitalie Putescu, că lucrările artistului Vitalie Putescu sunt foarte mult apreciate și toți cititorii noștri care au venit atât ieri cât și astăzi aici, au rămas uitându-se la tablouri și au zis: wow, ce tablouri frumoase și deosebite! Și cât de mult ne bucură ochiul, dar mai mult decât atât ne bucură sufletul. Vă mulțumim încă o dată pentru faptul că ne-ați ales să fiți alături de noi și vă rog să spuneți câteva cuvinte. Da, acum nu știu dacă eu sunt un bun vorbitor, dar vă mulțumesc dumneavoastră. Familie Mihail și doamna David, care m-au invitat, care eu insistat să vin încoace, cu multă, multă insistență chiar. Când ne-am întâlnit la dumneavoastră în birou, a zis că haideți că ne știm de la Vâlcea. Deja e lumea mică și am făcut cu mare plăcere chestia asta, să vin, ați văzut că repede ne-am organizat. Despre picturi, ce pot să zic? În primul rând, sunt mulți prieteni de-a mei care ne cunoaște. Cine mă cunoaște zice că nu sunt un om foarte rău. Nu mă cunosc, înseamnă că. Înseamnă că nu mă cunosc. Sunt rău cu mine cu picturile mele, adică am grijă să-mi duc lumea mea unde vreau să o duc, adică sunt se duc să pictez, să-mi caut de treabă în pictură. Restul, omul de mine, ne putem întâlni, povesti, bea un vin, o șuietă și... în general, cred că toți mi sunteți prieteni prin picturi și sper să mă cunoaște și ca om. Acum, mulțumesc familie, tuturor în parte și unui bun prieten din liceu, care a făcut istoria artelor în București, și am zis să-mi zică și el două, trei cuvinte despre mine. E mai ok să vorbească cineva despre picturile mele, nu să mă laud eu pe mine. Deci mai mult decât faptul că este prieten, este și critic de artă. Da. Ok. Gheorghe Zvarici. Dacă aveți câteva minute timp, că critica de artă e așa mai mult, cu mai multe nuanțe de astea mai... Dar nu știu dacă voi face critică de artă, probabil nu suntem într-un caz de, nu știu, de pledoarie avocațească și să încercăm să justificăm niște teme sau niște lucrări. Nu e nici un loc unde să facem o laudație și să
intrăm în niște, niște lucruri mai, mai pompoase. Suntem buni prieteni, suntem amici încă de, de mulți ani, lucrăm împreună, sunt și eu prieten de suferință, fictez și eu. Și atunci voi încerca să menționez doar niște puncte de refer în formarea lui Vitale Budescu ca și artist, care i-au marcat mai departe, sau pe mai departe, tematica și modul de, de a lucra, felul de a vedea lucrurile și niște persoane sau personalități care au marcat, într-un fel sau altul, partea de mai departe. Vitale Budescu, de altfel, ca și atinuțați copii, sunt cuvincios, străduitor la școală, olimpic la matematică, de altfel, este dus de părinți la școala de pictură. Școala de pictură pentru copii. Ca să-și mai ocupe timpul. Probabil să nu aibă timp pentru prostioare. Lucrul cel mai interesant, că îl marchează chiar de la bun început, primii profesori de la școala de pictură, doi absolvenți de facultate, proaspăt veniți la, la școala de pictură, soț și soție, fiind foarte pasionați de, obiectul studiului și sunt dedicați pedagogiei și, lucrurile la școala de pictură, ceea ce îi determină pe părinți și determină și pe dinșii să îndrume pe Vitalie să meargă la colegiul de artă. Să nu încerce în altă parte, să nu fac contabilitate sau altceva, să își încerce norocul acolo. La colegii de artă, intră de altfel cu, privă, fără probleme, la colegii de artă se prietenește cu alții patru amici de-ai lui și formează un mic grup de studiu în natură, ieșire la plener. Și în timpul liber, în vacanță, bat cărările prin păduri, pe dealuri și studiază temele de școală, direct în contact cu, arborele, cu malul, cu stâncă, cu apa. Le dezvoltă o, un microb al, culorii și, picturalității. Interesant lucru că după ce absolvă colegiul, de altfel fiind și profesor de educație plastică, compoziție, desen și desen tehnic, Vitale Botescu intră la Facultatea de Arte Plastice, astăzi se numește Universitatea de Artă din Cluj, la Facultatea de Grafică. E o provocare pentru dânsul pentru a afla niște lucruri pe care încă nu le stăpânea sau nu le cunoștea atât de bine. Tehnicile grafice, de altfel suntem într-un, spațiu al, artei cuvântului, ilustrația de carte, afișul publicitar, compoziția bidimensională, stampa, diferite tehnici ale gravurii, ceea ce îi dă o educație aparte în tot demersul artistic și după absolvirea facultății, reușește foarte bine să împace cele două laturi ale, artei. Arta liniei, desenului și picturii. Tocmai de asta, la Vitale Budescu, o să vedem cât mai puțină linie. Fiindcă el atât de bine stăpânește, atât de bine stăpânește proporția și desenul, că încearcă prin jocul de suprafețe să le sugereze, să le propună privitorul, continuă desenarea mai departe a ceea ce, Vitale doar, le pornește, le, propune să, facă. Pleacă după terminarea facultății la Londra, unde își deschide un atelier cu ușile deschise sau o galerie, atelier. Este o mică, un mic spațiu, o mică galerie cu o mini expoziție în cadrul care pictează zi de zi și unde spectatorii sau curioșii au posibilitatea să intre în relație directă, în discuție cu artistul, să poată vedea, discuta despre cum s-au zadestit acele lucruri. O perioadă de aproape 10 ani, 8 ani și, se întoarce în România, se stabilește în București, nu se mai oprește la Cluj, vine la București și e o altă, un alt moment extraordinar în viața lui, se întâlnește cu maestrul Bogdan Petriș, un
artist extraordinar, un boem, un om carismatic, un om cu suflet mare, un impresionist ad literam, pictează numai în natură și are nevoie de cineva dintr-o generație mai tânără care să rămână într-un fel moștenitor a unor diverse, a unor uși deschise, a unor secrete și pechițe de atelier sau de meșteșug. Și are fericită ocazie, Vitalie Buntescu, să-l însoțească cu maestru Bogdan Petriș până în ultimele zile de viață ale dânsului. De altfel își poartă memoria și, și de fiecare dată când are ocazie, menționează frumoasa perioadă de, de formare a, a lui Buntescu. În București, la malurile Dunării, perioada în care descoperă și frumusețea Balcicului, undeva ca și Tonița, cunoștea Balcicul din lucrările altor pictori. Și nu știa cât este de frumos, de pitoresc, de surprinzător, Balcicul în realitate. Ajungând acolo, de altfel ca și Tonița, începe să, să redescopere fiecare lucru cunoscut de Izer, cunoscut de Ștefan Dumitrescu, de alți artiști interbelici, el restudiază lucrurile astea cu o altă, din o altă perspectivă, dintr-un punct de vedere și este încă un moment care determină o, o altă aplecare și o certitudine că trebuie să, să facă pictura la plen și să fie cumva un cercetaș în, în zona asta, tot din ce în ce, aparent, lăsată deoparte și neinteresantă pentru, pentru arta postmodernă, pentru arta recentă sau pentru arta strict contemporană. Află în, cred că în 2010, sfârșit de 2010, spre scandalul riscat la Paris cu expoziția universală Claude Monet, un muzeu, muzeul Grand Palais, hotărăște să organizeze o expoziție universală Monet și muzeul Marmottan, care deține o mare colecție de, de Claude Monet, refuză să le pună la dispoziție lucrările, hotărând și ei, la rândul lor, să facă o altă expoziție, aproximativ în aceeași perioadă, Claude Monet. Sunt două expoziții în același timp, aproape 600 de tablouri de Claude Monet, 800. Adunate de, de, din colecții particulare, din muzeile lumii, pe care nu avea ocazia să le vezi altfel și Buntescu pleacă la Paris. E un alt punct de reper pentru pictura de astăzi a lui. Și, surprinzător, lumea foarte multă nu are posibilitatea să vadă lucrările în liniște. Dar, îl ajută, nu știu, Îngerul Păzitor, Bunul Dumnezeu, că în zile când se afla acolo, se hotărăște de către conducerile celor două muzee, să facă și program de noapte. Noaptea turiști mai puțin și Vitalie Buntescu are posibilitatea noaptea să pline pe semnele muzeilor și să studieze Claude Monet, să-l vadă în realitate, să vadă tablourile la mică distanță, să înțeleagă niște, niște lucruri și să-și dea seama, fiind de formare și grafician, cât de mult a influențat Claude Monet stampa japoneză. Iar hotărârea să plece în Japonia. Un lucru aparent simplu, dar foarte consistor și visul rămâne vis, trebuie realizat, pleacă în Japonia, ajunge la Kyoto, ajunge în suburbiile Tokyo, surprins, întoarce și face o, o expoziție cu mai mult de jumătate, o expoziție de 120 de, de lucrări, mai mult de jumătate, inspirate din tematică japoneză la Sala Brâncuș, a Palatului Parlamentului. În toată perioada asta, Vitalie Buntescu este implicat în mai multe proiecte, tabere de creație, ale unor galerii, ale unor societăți, de unor prieteni de-ai noștri, cum este Sergiu Prop de la Râmnicu Vâlcea, unde reușește să adune în jurul lui noi amici, noi prieteni, noi curiozități, noi teme pentru, pentru studiu. Pleacă o dată la Veneția, pentru Bienala de la Veneția. Și a doua oară trebuie să pleacă la o altă Bienală. Să înțeleagă și tematica arte contemporane și divergențele, diferența între ceea ce face el și ceea ce ar fi la mode, sau ceea ce se cere, sau ceea ce spune critica de artă că ar fi direcția spre care se îndreaptă arta și ar trebui să fie mai atent cu, cu, niște, cu niște teme, cu niște probleme, cu niște implicări ale lui personale.
Și Bienalele la Veneția, contrast între ceea ce face el și ceea ce vede în expoziții și frumusețea Veneției îi confirmă și mai mult că ceea ce face este un preț al lui și trebuie să încerce să se mențină de credință și să-și continuă studiul în sensul ăsta. Așa că Vitalie Putescu, în afară de artist, este un om foarte studios, muncește extraordinar de mult. Bucuria lui de a picta se transformă într-un fel de pictare a bucuriei. Iar eu, cum mi-a ziceam și altă dată, Putescu este un extraordinar portretist de arhitectură. Este un peisajist, dar foarte rar vedem la Putescu doar peisaj fără un obiect creat de om. Fără o clădire, fără o mănăstire, fără o casă țărănească, fără complementaritatea între natură, creația lui Dumnezeu și ceea ce face omul ca să armonizeze lucrurile din natură. Așa că aveți o ocazie deosebită să cunoașteți mai bine o diversitate de tematică de lucrarea lui Vitalie Putescu. El a venit aici cu capete de serie într-un fel de lucrări. Sunt teme la care se întoarce, nici tot, întoarcere mereu a celuiași. Vitalie Putescu reia temele, le redescoperă de fiecare dată un alt aspect și studiul face și mai mai obligat să descoperi și alte aspecte, cum ați observat și la poze, și alte aspecte ale celorlalți lucruri. Vă mulțumesc, sper că nu v-am obosit și că o să puteți să duceți acasă o mică particică din bucuria pe care Vitalie o propune aici, iar dacă aveți posibilitatea, puteți să vă bucurați, să le luați tot cu altă ocazie sau să undeva de după pleșul vine că omul are foarte mare grijă de corpul lui, are diferite creme, diferite loțiuni cu care își îngrijește și îngrijește corpul, dar cam des uită de partea interioară. Și lucrările Vitalie Putescu tocmai asta și fac un fel de duș, de igienă interioară, le fac mai bogați interior. Așa că, dacă aveți posibilitatea, puteți să luați până la sfârșitul expoziției, că lucrarea dumneavoastră acasă și să vă bucurați de el. Vă mulțumesc pentru vă. Ne spuneați că muncește foarte mult. Noi suntem convinși de acest lucru, pentru că cu foarte mare greutate am reușit să-l scoatem din birloul dumnealui, din atelier, unde pictează de dimineața până noaptea târziu. Poate chiar și noaptea, nu? Familie. Nu? Aveți familie? Vă lasă. Nu vă lasă să vă munciți atât de mult. Deci recunosc că, într-adevăr, cu mare greutate l-am scos din atelierul domniei sale și ne pare foarte rău că nu avem și câteva dintre portretele minunate pe care dumneavoastră le aveți, dar poate cu altă ocazie le veți expune și pe acestea. Și ascultând periplul artistic al pictorului Vitalie Putescu, acum realizez de ce picturile domniei sale se află în colecții personale atât din România, dar și din Europa, din Germania, Olanda, Italia, Franța, dar și Japonia și Marea Britanie. Și în colecții și publice. Statele Unite ale Americii. Și în colecții publice, într-adevăr. Acum eu o să vorbesc un pic mai simplu, aici a fost o lume mai oficială. Eu vă rog frumos, cine vrea să vorbească în patru ori, că o să vorbesc mai desigur. Dacă aveți timp să veniți la atelier, la mine este loc. Vă dau o adresă, un telefon, sunați-mi după masă. Dimineața nu sunați, nu mă sunați, că în general nu răspund. Ca orice artist, de altfel. Nu, de la 7 la 2 trebuie să muncesc. Am înțeles. După aia trebuie să am grijă de să-mi vând lucrările ca să avem noi. Un trai decent. Încercăm să trăim și noi decent. Ne plimbăm mult cu familia. Încă o dată, mersi. Eu fac un impresionism, post-impresionism, cu o plăcere, nu știu de unde venită, cred că de la Petriș, de la Bogdan Petriș, care zicea, îți place ție, o să placă și altcineva, fă-o, las-o și începe altă lucrare, alt studiu. Pe Monet, când i-am văzut 800 de lucrări adunate din toată lumea,
fost o chestie care, nu știu, cred că odată în viață ai norocul să vezi atâtea lucruri, aceeași tematică reluată din sute de ori chiar. Și într-o poveste citită acolo, spunea că sunt lucrări care, practic, nu se repetă. Au altă atmosferă, același subiect, dar aparțin diferitor familiei, care unii sunt mai bogați sufletește, alții mai bogați bare, dar toți trebuie să aibă un monet. Pe timpul când, așa zicea el, acum nu oricine poate să aibă un monet. Acum se poate împătesc. Mersi mult oricum. Sunt mulți oameni dragi mie care sunt aici, vă mulțumesc. Și cine vrea să zică ceva, poate să mă întrebe sau să zică cu voce tare. Dacă nu, dăm un pahar de apă. Da. Să rumea. Monica Zvijez. Precedenta dumneavoastră expoziție s-a numit foarte sincer obsesii. De ce obsesii? Pentru că vedem acolo locurile care vă obsedează, care vă atrag ca pictor. Vedeam Balcicul, vedeam Feleșul, Sibiu, Sighișoara, Mânăstiri și așa mai departe. Deci obsesii. S-ar părea de aici că nu mai ai ce să mai vezi mai târziu. Dar vin cu plăcere la toate expozițiile dumneavoastră și vin, revăd mereu aceleași figuri, pentru că fiecare expoziție, de fapt, este o călătorie și este o călătorie în interior. Locurile sunt acolo, sunt pe hartă. Sibiu este unde îl știm, Sighișoara, unde îl știm, Balcicu, Peleșu și așa mai departe. Importantă este fundarea artistului în el însuși. Căutarea pe care o face, căutarea pe care o scoate la lumină de fiecare dată. Am văzut un Peleș, de pildă, un Peleș înghețat, inaccesibil, foarte regal, foarte măreț. Pe de altă parte poți să vezi alt Peleș deschis aproape turiștilor, foarte prietenos, foarte călduros. Castelul de la Balcic, Palatul Reginei Maria, același lucru. Câmpurile cu maci, care amintesc de Monet. Pădurile primitoare, de fiecare dată, dar care te învie să intri în ele, ba sunt întunecate, ba sunt luminoase, din ce în ce mai luminoase, din ce în ce mai colorate. Deci o călătorie. Cred că asta este titlul peren pentru expozițiile Dumnezeu. Călătorie în interiorul creației. Și noi vă mulțumesc. În toamnă, în octombrie, la Parlament o să am o serie de lucrări de personaje. Practic, posibil, de un an de zile, nu prea aduc personaje prin expoziție, că pregătesc acolo expoziție. Cred că o să fie peste 120 de lucrări. Și atunci, 120 de lucrări se adună încet. Nu se pot picta încet. Se adună încet. Și atunci, posibil de aia, nu? Pe internet mai există, dar acolo o să fie mai mult. Adică personajele, Călușul, sunt mai multe, Dansul, Portul Național, adică sunt mai multe, și aici sunt niște naturi statice un pic așa duse spre zona noastră românească, adică... Și jos am văzut. Și jos, da, da. Adică mă pregătesc de o expoziție foarte mare la Parlament, sper atunci să-mi scot și un album, că am mâinii, poi vedeam și eu 50 de ani și... Mulți înainte! Mersi mult încă o dată și... Până acum sunteți aici cu noi, în spațiul Bibliotecii Metropolitane București, în spate de personajul să fie. Adică sunt și dacă familia e lângă mine, perfect. Să rămână. Mersi mult!